Ca compas, simbologie, multă, multă. Și mi-apare tot timpul pe ochelar. Înăuntru e așa o imagine răsturnată. Dacă v-ați uitat pe la televizoare cum arată pe Apaș, nu știu ce, ei, ăsta e mai tare ca ăla de la Apaș cu o generație. Cum ați spus, ați văzut, în câteva secunde targa se poate scoate afară. Tărcile care le vedeți acolo sunt tărci mobile, sunt tărci NATO, puteri NATO, se pot aduna, se pot tăia. Putem să punem o singură targă intermediară. Deci nu este obligatoriu să fie toate tărcile să fie poziționate. Sau la inundații. Pot să fie așezați pe scaune, poziții pe scaune, deci capabilitățile de transport sunt mari. Același model de elicopter, în varianta de transport de persoane, pe mijloc se montează scaune. Modelul acela, spate în spate și poate transporta până la 20 de pacienți. 20 de oameni, să spunem. Deci, ca și volum foarte mare de transport. Materiale, tot ce este. Cei care sunt cadre medicale, este o podea antistatică. În cazul în care un pacient face un stop, se întâmplă. Se poate scoate targa, se poate pune aici. Pacientul se pune aici. Pacientul e pus la trântijos, să-l faci să-l defibrileze. Cadre medicale știu, stop joc, nu se face în zonă umedă, defibrilarea, să nu curentezi pe la de lângă tine. N-ai pus, n-ai curentat pe nimeni, nu se întâmplă nimic cu elicopterul. Este un avantaj foarte mare, de fapt este un... În orice moment, aduci de un pacient de la Oradea, să-l duci la Cluj, să-l duci la Mureș, indiferent, faci un stop, ce faci cu el? Dar, trebuie să lucrăm toți la comun. Să fie o decizie unică, o piramidă în care să fie unică 10 instituții. Care în momentul în care le ai ori, fiecare gestionează până și știe ce să facă. Când trebuie, de exemplu, dacă ar trebui să ferim sau catapultare, nu se catapultă. De aici, ca să scapi, trebuie să pui jos. Deci elicopterul, ca să scapi. Relativ întreg, trebuie să-l pui jos cât mai întreg. De aici dezvoltăm cât de întreg el, cât de întregi tu. Sau tu ce? Și el. Da, pentru că dacă sari, elicea, atât timp cât cuplul motor este mai mare ca la semicursă, merge transmisia de la motoare la rotor. Când nu mai este mai suficient cuplul motor, elicea se învârte pe inerția pe care are. Și asta însemnând că poți să folosești energia cinetică a rotorului portant pentru o singură extragere. Dacă ți-ai pierdut-o și ai tras mai repede de pas, la 20 de metri, cazi de la 20 de metri. Dacă ai tras la 2 metri, na, în sfârșit. Sau dezvoltă, intrăm în chestii tehnice.